Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul Antena 1, deoarece în cadrul emisiunii Insula Iubirii din 23 iunie 2023, difuzată în intervalul orar 20 2407 cu semnul de avertizare 12, a fost folosit un limbaj licențios și scene cu tentă sexuală de natură să afecteze dezvoltarea mentală și morală a minorilor, fapt ce contravine prevederilor articolului 39 din Legea Audiovizualului. Potrivit dispozițiilor invocate, serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii media audiovizuale, aflați în jurisdicția României, care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, sunt puse la dispoziție numai într-un mod care să asigure că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea.